Se execute o onoarea care se vă... Aici am vrut să decompun acest video, că este un exemplu clasic despre cum ne întoarcem de la schimbare sau cum rezistăm schimbării și care sunt uh, elementele de influență. Este evident că băiatul în cauză își are împrejurarea lui obișnuită în sală, acele râsti care s-au auzit atunci când el a, încerc, a, încercat să fie altfel. Și el a dat să speriați și a revenit înapoi la cei ce vechi, la comunicarea veche. Ați văzut-o deja, este foarte imatură. Aici vezi tonalitatea vocii și conținutul celor spuse. Atrage atenția cum a reacționat corpul său când s-a dat seama că este pedepsit, este respins, este judecat sau este luat în râs și învinovățit, intimidat, rușunat de ambianța sa obișnuită. În dat corpul s-a dus într-un spasm și fața s-a încrucișat și s-a făcut o expresie la față de parcă a văzut un, un leu. Aceasta este o reacție normală din partea corpului și a psihicului atunci când omul confruntă o primejdie. Și el în data s-a plecat în zona cea de confort, în zona obișnuită și acel, acea comunicare pe care o are de obicei. În același moment putem vedea și înțelege că băiatul, așa cum de unde a venit cu acea împrejurare, a încercat să facă ceva diferit. A încercat să fie rezonant cu evenimentul și să scrie niște cuvinte respectuoase și cumva maturi. Eu presupun că a fost influențat de prietena, eu, eu presupun că aceasta este, este o prietenă Prietenă sa, care îi vede potențialul, vedi sufletul lui, inima lui, care o are și faptul că el o a acceptat, o a încercat totuși să facă diferit, de dovadă că el își dorește și simte nevoia, simte dorința de a face ceva diferit. Și vezi zâmbetul la acea fată, deodată, până ce nu a dispărut, la un moment dat, când a văzut că s-a dus înapoi, aceasta, aceasta, această fată reprezintă ca un fel de potențialul său, sinele înalt, reprezintă succesul și reușitele sale și după cum vezi atunci când el a plecat înapoi, ceea ce vezi pe fața ei este o dezamăgire și s-a schimbat zâmbetul într-o tristețe. Ceea ce aș vrea să luăm din acest video este că nu este băiatul acesta ceva stupid a făcut. Este un lucru stupid care îl facem cu toții când ne întâlnim cu experiența de schimbare, când suntem în experiența de schimbare. Și aici avem două opțiuni. Este o putere lăuntrică care o cultivăm, participând la anumite experiențe sau lucrând cu sine, lucrând cu valoarea și cu necesitatea, de să o refacem din durere sau venind la o experiență, de exemplu, cum retrit, weekend transformațional, de exemplu, la o experiență de transformare. Da? Această putere să o, să o cultivăm și să una dintre acele soluții ar fi ca el să, să nu se să fie lăsat uh, speriat de respingerea de la prietenii săi, dar să meargă mai departe cu acel, acele cuvinte, chiar dacă nu le-ar fi făcut ideal. Uh, ai fi văzut cum acea față de respect a uh, fetii sale și, bineînțeles, și la cei care îl urmăresc, inclusiv prietenii, ar fi... Uh, redat o încredere că poate e făcut diferit și că această persoană s-a schimbat, s-a transformat. O alt ajutor pe care îl avem în schimbare este această influență și putere din exterior, adică a oamenilor cu care noi suntem înconjurați. de exemplu, dacă el ar fi, s-ar fi împiedicat, așa cum s-a întâmplat aici, s-ar fi împiedicat un pic în discursul său, același, uh, acei prieteni, dacă ar fi reacționat, hai, hai că tu poți, uh, Deva Ion, de exemplu, da? Poți, deva spune, el l-ar fi împins spre această schimbare ca să nu-i fie, nu fie, frică de această schimbare. Și, dar, mi nu are această ambianță rezonantă acest băiat și, și, efectiv a căzut în, în capcana sau a, a calcat pe greblele obișnuite a traiectoriei schimbării. De asta aceste experiențe cu, de transformare, de schimbare nu sunt uh, unilaterale, nu sunt doar am schimbat și atât. Este nevoie de o dedicație fermă din interior și conștientizare că vei fi uh, oprit de, cel, de cei din jur, vei fi posibil, vei percepe respingerea de la cei din jur și să mergi înainte și atunci cel succesul ți va zâmbi, iată cum... Uh, fata acestui băiat avea să meargă, să zâmbească, să fie mândru de el, că el poate, că el poate să trece și avea să fie încredere în el. Sau să fii într-o ambianță în care rezonează cu, ce, cu schimbarea care dorești să o faci. Ce se întâmplă în unele programe, precum un Anchege, ai o ambianță de oameni care săptămânal te întâlnești și treci pentru aceste schimbări, ai ghidare personalizată. Asta este ce ce recomand mereu dacă ești gata de o schimbare, dacă pășești pe o schimbare, te asigur că ai o ambianță susținătoare, ai un ghidaj personalizat și ai o traiectorie în care să faci pașii, pașii necesare. Că este foarte greu să faci o schimbare. Așa că ceea ce ar vrea să luăm în acest video este această traiectorie a vieții. Una în care te duci într acel vechi, iarăși, după cum a făcut băiatul acesta în, în acest video, s-a dus după ritualurile vechi, modurile vechi, deja știm undeva cam cum poți și unde poți ajungi cu aceste, acest tip de comunicare, cu acest tip de ambianță. Sau într-o altă direcție în care spre sus, mai diferit spre cei ce se vede că rezonează și el și eu sper că această încercare a lui, această cădere de data asta nu a fost ultima pentru el și își a să aibă o traiectorie de schimbare în sus, dar sunt multe de din acest video scurt, hazliu, posibil deodată, dar ne învață o lecție foarte importantă despre schimbare și transformare dacă ai și tu nevoie, dorință de a trece pentru o schimbare radicală, de a depăși fricile, de a descoperi adevăratul sine, de a merge spre acea schimbare în siguranță și cu pași clari, doar comentează cu doresc în acest video sau scrie în direct pentru a lua o consultație și comentează și tu ce ai luat tu din acest video. Aho!